Încântați de această idee sunt și copiii, dar mai ales cadrele didactice și părinții care astfel au un ajutor în a-i determina pe cei mici să pună deoparte telefoanele și să descopere plăcerea de a citi. O idee minunată, mai ales în zilele noastre când suntem în era digitală și copiii sunt nativi digitali, cred că este o activitate de bun augur și sperăm la început noi să venim cu elevii și apoi probabil că le insuflăm cumva dragostea pentru citit și atunci este minunat să fie și în orașul nostru o astfel de activitate gratuită. Foarte, foarte bună este inițiativa, vine în ajutorul nostru al cadrelor didactice care încercăm în fiecare zi să-i facem pe copii să citească, să fie mai aproape de cărți. Chiar este o inițiativă foarte bine gândită. De achiziționarea containerului, precum și de dotarea lui, s-a ocupat unul din principalii investitori din localitate, care derulează mai multe proiecte educative pentru copiii din zonă. Încercăm să oferim o șansă tuturor copiilor să beneficieze de această activitate deosebit de frumoasă. Vor avea acces la cultură. Cultură însemnând cărți, în primul rând, însemnând instrumente muzicale pe care, cu ajutorul celor din comunitate, le vom folosi împreună. Totdeauna este nevoie. Unde sunt copii, știți că e pozitivitate, unde sunt copii, este veselie. Și mai ales dacă și întrepretundem chestiile astea de a citi și cu elanul copiilor, este un lucru bun. N-avem voie să nu facem lucruri bune pentru copii. Astfel de biblioteci în containere vor fi deschise și în alte localități din județ, vâlcenii fiind invitați să doneze cărți pentru fondul de carte al acestora și să-i ajute astfel pe cei mici să descopere plăcerea cititului.